atunci când sunt departe de casă, gândul la părinți, la bunei, la vecini, la oameni care au investit în mine, mă face să mă simt mai aproape de casă. Cred că orice străin care va veni la noi în țară se va convinge că Moldova este o țară mică, dar cu oameni mari, cu o diversitate și cu o limbă armonioasă. Consider că cea mai frumoasă tradiție de acasă este atunci când familia noastră se unește la masă la orice sărbătoare. Am decis să particip la concursul Mândria pentru ca să redescoper capacitățile dobândite, să acumulez experiențe noi, să învăț la alți oameni mult, să-mi folosesc ochii care cred că pot vedea lumea diferit și să pun mâinile la treabă.